Salut, dragii mei, eu sunt Luigi și în minutele ce urmează vom aprofunda update-ul 20.4 cu noile iteme și bonusul Sungma. Odată cu atingerea nivelului de campion, veți primi un nou status Voința Sungma, format din 4 atribute Res, Int, Vit și STR. Fiecare monstru și hartă de pe noul continent au statusuri corespondente, pentru că aici voința zeului întunecat Sungmahi este omniprezentă. Scopul vostru este să aveți statusul voinței Sungma mai mare decât al hărții și monștrilor pentru a avea șanse mai bune împotriva acestora și a avea o viteză de mișcare mai mare. Voința Sungma STR Strength va influența damage-ul, voința Sungma Res Rezistență va influența viteza de mișcare a caracterului, voința Sungma Vit Enduranță vă influențează totalul punctelor de viață a caracterului, voința Sungma Int Agerimea Minții vă influențează rezistența împotriva efectelor negative, cum ar fi stanuri, încetinire, otrăvire. Îmbunătățirea statusului Voința Sungma va putea fi posibilă prin avansarea nivelul de campion, echiparea anumitor iteme sau completarea anumitor quest-uri. Noile iteme implementate sunt brățările, colierele și cerceii beril, talismanele și mănușile, fiecare având câte 4 tipuri, unele putând fi dropate, iar altele craftate și toate putând fi plusate până la plus 9 și putând avea până la 7 bonusuri. Biologul Chegirab va avea nevoie de ajutorul vostru, iar în schimbul acestuia v-ar putea îmbunătăți voința Sungma. Rețineți că acesta este un server beta, iar informațiile prezentate aici pot fi modificate până la versiunea de joc live. Pentru mai multe videoclipuri exclusive din lumea Metin 2, nu uitați să vă abonați la acest canal. Eu sunt Luigi, sănătate!